Binecuvântat să fie numele Domnului. În această seară vă propun să ne cercetăm vorbirea. Dacă suntem vorbitori de bine sau vorbitori de rău. Ispita vorbirii de rău a fost de când lumea. Nu știu cum se face, dar oamenii sunt înclinați în a vorbi de rău. Și foarte ușor să păcătuiești cu limba. Spune Cartea Proverbele, capitolul 26, versetele 22 și 23, cuvintele clevetitorului sunt ca niște prăjituri, alunecă până în fundul măruntaielor. Adică sunt de dorit pentru mulți. Dar scrie versetul următor, când îți vorbește cu glas dulce, nu-l crede, că 7 urăciuni sunt în inima lui. Cine vorbește pe altul de rău, e în stare să te vorbească și pe tine, către altul. Tava lui cu prăjituri nu se încheie cu cea care ai servit-o. El își va continua parcursul păcătos. De aceea să ne cercetăm și să nu încercăm să ne scuzăm, cum spune Pavel în Roman 7, vreau să fac binele și nu pot, rău stă lipit de mine. Că în capitolul 8 el găsește acolo soluția. Adică prin Duhul lui Dumnezeu putem să scăpăm de orice viciu și să dobândim o virtute. Vorbirea de bine este o chemare pentru toți cei ce doresc viața. Spune Scriptura foarte clar în Psalmul 34, de la versetul 12. Cine este omul care dorește viața și vrea să aibă parte de zile fericite? Totul pleacă de la limbă. Ferește-ți limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare. Depărtează-te de rău și fă binele, caută pacea și aleargă după ea. Și tot din cuvintul lui David, citim Psalmul 37, versetul 27, depărtează-te de rău, asta și în vorbire. Fă binele și vei dăinui pe vecie. Deci binele, așa cum spunea Dumnezeu în Deuteronom, inclusiv în vorbire, legat de viață. Răul, inclusiv vorbirea de rău, aduce mai degrabă sau mai târziu, sub o formă sau alta, moarte. Să aprofundăm puțin aceste două aspecte pentru a le putea diferenția într-un mod categoric. Ce este vorbirea de bine și respectiv ce este vorbirea de rău. A vorbi de bine înseamnă a prezenta pe cale orală sau în scris în mod favorabil pe cineva sau activitatea lui. A vorbi de rău înseamnă a-l prezenta într-un mod nefavorabil. Chiar dacă cei ce vorbesc de rău se scuză spunând am spus adevărul, aceasta de fapt nu-i scuză, ci doar le dovedește pasiunea lor pentru rău. Să luăm câteva referințe mai întâi referitoare la situații în care oamenii sau oameni care au fost vorbiți de bine. Citim câteva versete din Cartea Faptele Apostolilor, mai întâi capitolul 6, versetul 3, este scris despre diaconi, că ei trebuiau să fie vorbiți de bine și au găsit astfel de oameni. Înseamnă că este o practică, de aceea vă citim mai multe versete din Cartea Faptele Apostolilor, care trebuie să fie întâlnite între credincioși. Capitolul 10, versetul 22, ne vorbește despre Corneliu, sutașul Corneliu, om drept și temător de Dumnezeu și vorbit de bine de tot neamul iudeilor. Aceeași exprimare o întâlnim și în capitolul 16, aici cu referire la Timotei, versetul 2. Frații din Listra și din Iconia îl vorbeau de bine. Și tot din fapte citim din 22 cu versetul 12 despre Anania, cel prin care Dumnezeu l-a vindecat pe Saul, bărbat temător de Dumnezeu după lege și pe care toți iudeii care locuiesc în Damasc îl vorbeau
de bine. Eu cred că acei oameni au meritat să fie vorbiți de bine, dar am scos în evidență de data aceasta faptul că se vorbea de bine de oameni. E normal să vorbești de bine de cel ce face binele. Nu-i corect să nu vorbești de bine, să taci. Să nu-ți exprimi punctul de vedere în mod favorabil despre cineva. Iată acum câteva versete referitoare la vorbirea de rău. Levitic, capitolul 19, o prescripție din lege, versetul 14, să nu vorbești de rău pe un surd. Pe ăsta poți vorbi și de față, că n-aude. Dar toți cei care nu sunt de față, într-un fel sunt surzi, în sensul că nu aud, cel puțin la prima vorbire. Eclesiastul, capitolul 7, versetele 21 și 22, Solomon avertizează: nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun, ca nu cumva să auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău, pentru că angajații sunt ispitiți să vorbească de rău pe șefii lor. Și versetul următor zice: că știe inima ta de câte ori ai vorbit și tu de rău pe alții. Adică e foarte ușor să te scapi să vorbești de rău. Dar nu e indicat să-ți vorbești de rău nici șefii, nici subalternii, cum scrie tot Solomon. De fapt, nu Solomon, în Proverbe 30, vreau să zic, în cartea Proverbele, versetul 10, aici sunt cuvintele lui Agur: nu cleveti pe un slujitor la stăpânul lui, ca să nu te blesteme și să te faci vinovat. Să citim și din Noul Testament, 2 Corinteni 12 cu 20, pentru a observa că încă din primul veac, între credincioși era și vorbire de bine și vorbire de rău. Pavel a observat așa ceva în Corint și se temea că nu s-au vindecat de boala aceasta. 2 Corinteni 12 cu 20, fiindcă mă tem ca nu cumva la venirea mea să vă găsesc așa cum n-aș vrea să vă găsesc și eu însumi să fiu găsit de voi așa cum n-ați vrea. Acum atenție! Mă tem ca nu cumva să găsesc gâlceavă, pismă, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bârfeli, îngânfări, tulburări, aproape toate aveau de-a face cu vorbirea. Și evident, de rău, nu de bine. Când vorbești de bine, nu te poți certa. Dacă te-a pus să lauzi pe cineva, doar nu o să se supere. Și încă un pasaj din Iacov care incriminează vorbirea de rău, capitolul 4, versetul 11. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Ce vrem mai categoric decât atât? Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Dacă cineva trebuie judecat, există competențe. Dar vorbirea de rău, așa ca reporterii, ca ziariștii, nu este potrivită pentru un om credincios. Am citit undeva că guvernatorul Vienei a plecat printre oameni să-și cerceteze concetățenii. Și într-o cât în acele vremuri nu exista imagine televizată ca tot poporul să fie familiarizat cu chipul celui ce este în frunte, s-a oprit lângă o femeie necăjită și a întrebat-o câte ceva și printre altele zice: dar ce părere ai despre guvernator? Și ea îi spune, batjocorindu-l, este așa și așa, nu ne ajută, dar ai cerut ajutor? Te-ai dus vreodată să te adresezi? Și ea spune, nu, dar sigur că nu te bagă în seamă. Și el zice, eu sunt guvernatorul, cu ce vrei să te ajut? Beata femeie nu mai știa
pe unde s-o scoată la capăt acum cu cererile de iertare și dorința de clemență, ca nu cumva să fie pedepsit. În fond, dragii mei, după ce am citit în Biblie acum pentru lecția aceasta, am înțeles că sunt oameni iubitori de bine și ăștia vorbesc de bine. Și sunt oameni, tocmai așa e scris în Biblie, neiubitori de bine. Și dacă nu iubesc binele și dacă sunt în cunoștința lui, n-au pasiune să vorbească de bine. Sunt neiubitori de bine. Din care din aceste două categorii facem parte? Iubitori sau neiubitori de bine? Să ne oprim mai întâi la omul de bine. Și expresia asta apare de mai multe ori în Scripturi. Psalmul 15, versetul 3. Cred că ne dorim să urcăm sus pe munte cu Domnul, dar iată ce se cere. Acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său și insistă asupra acestei idei și nu aruncă o cară asupra apropiului său. Deci pe muntele casei Domnului se vor sui oameni care dau cu bolovani spre cei din vale. Nu. Trecem în cartea Proverbele pentru două versete, 13 cu 22. Omul de bine lasă moștenitor pe copiii copiilor săi. Deci este binecuvântat un astfel de om. 14 cu 14. Cel cu inima rătăcită se satură de căile lui și omul de bine se satură și el de ce este în el. Și expresia la care făcea referire o întâlnim în Tit, capitolul 1, versetul 8, unde scrie despre slujitori, dar evident că e o calitate recomandată, o virtute pentru toți. 1 cu 8, printre altele se cere să fie iubitor de bine. Eu cred că asta are de-a face cu dragostea. De asemenea, este foarte important ca oameni iubitori de bine să nu acceptăm pe cei ce vorbesc de rău. Nu se poate să fii iubitor de bine și să agrezi pe unul care vorbește de rău. Te întristează. Ca să nu spun că te poate face să te apuce o mânie sfântă. David, a cărui istorie o cunoaștem și pe care îl voi lua la exemple, spunea în Psalmul 101, versetul 5, pe cel ce clevetește nascuns pe aproapele său îl voi nimici. Deci a fost foarte categoric și a dat dovadă în anumite situații de ceea ce s-a angajat. Iar Apostolul Pavel sfătuia, citim din Efeseni capitolul 4 și apoi vom citi și din cele scrise de Petru, Efeseni capitolul 4, mai întâi versetul 31, scrie aici să piară, între altele, orice clevetire și orice fel de răutate din mijlocul nostru. Dar cum să piară dacă eu o întrețin, chiar dacă e indirect? Și Petru spunea, 1 Petru capitolul 2, versetul 1, lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefecătorie, de pismă și de clevetire. Și a lepăda înseamnă a nu practica noi și a nu permite altora în casa noastră, în auzul nostru, să vorbească de alții de rău. Un slujitor a mers într-o familie și a văzut cum copiii au venit în jurul lui și a spus, fratele, a venit la noi. Și l-a spus după aceea, vorbind cu un altul, în familia aceea nu există vorbire de rău. Copiii sunt foarte receptivi și nu se pricep să fie prefăcuți. În familiile unde o anumită persoană e vorbită de rău, copiii îl privesc diferit. Dar dacă acel frate era vorbit de bine, copiii au sărit în brațele lui de parcă venise tata acasă sau unchiul. Dar știți povestea cealaltă, nu știu cât o fi de reală, dar la oameni te poți aștepta că a zis un copil dintr-o familie,
către un musafir, zice, tot întorcându-se, ia să-ți văd cealaltă față. Că așa a zis mama, că ești cu două fețe. Ma, nu știu cum a fost mama când a intrat musafirul în casă, dacă nu a fost și ea cu două fețe. Pentru că de regulă numai cam așa se pot masca astfel de păcate. Să observăm acum oamenii neiubitori de bine. Pentru vremea sfârșitului este profețit 2 Timotei, capitolul 3, versetul 3, nu doar că este scris aici cleveditori, dar scrie concret, neiubitori de bine. Iată și alte referințe din Epistole Tit, capitolul 2, versetul 3 spune, femeile în vârstă trebuie să nu fie clevetitoare. Apoi capitolul 3, versetul 2, foarte direct, să nu vorbească de rău pe nimeni. Versetul 3, că și noi eram altă dată, dar nu acum. Trăiam în răutate, în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Deci vorbirea de rău este specifică lumii sau perioadei dinaintea convertirii. În Evanghelie, Domnul Iisus Hristos reia, citim din Matei capitolul 15, o notificare din lege, pentru că vorbirea de rău poate să aibă loc și în cadrul familiei, a rudenilor. 15 cu versetul 4. Cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mamă sau să fie pedepsit negreșit cu moarte? Pentru o vorbă? Da. Pentru că vorbirea de rău în mod deosebit în raport cu părinții este foarte vinovat. Dar și cu alte rudenii. Și acum citim în Psalmul 50, versetele 19 și 20, unde Asaf vorbea inspirat din partea Domnului, deci lucrurile erau așa acolo, în parte, adică la unii. Dai drumul gurii la rău și limba ta orzește vicleșuguri, stai și vorbești împotriva fratelui tău și clevetești pe fiul mamei tale. Adică se poate întâmpla asta între frați, la nivelul familiilor sau socri, gineri și așa mai departe. Așa a pățit Ieremia, despre care citim în cartea sa, în capitolul 18, i-a fost întors binele cu rău, de aceea întreabă el 18 cu 20, cu rău se răsplătește binele. El a stat înaintea Domnului, cred în rugăciune, și zice, am stat înaintea ta să vorbesc bine pentru ei și să abat mânia ta de la ei. Și în schimb ei, în versetul 18 este scris că ei vorbeau de rău, căutau să-l ucidă cu vorba, erau porniți la rău. Sunt mai multe referințe despre vorbirea de rău. Amintiți-vă de scrisoarea aceea din Ezra 4, trimisă la împărat, cât de rău intenționată a fost. Numai și numai să-i oprească. De Tobia, de Sambalat, ce vorbitori de rău erau. Să ne păzească Domnul de astfel de guri rele, pentru că aceștia nu lipsesc din nefericire, dar este scris că Dumnezeu ne ocrotește, numele Lui să fie slăvit. Noi să fim însă categorici în a nu-i accepta și, Doamne ferește, în a practica o astfel de stare vinovată. Pentru că dacă se obișnuiește omul așa, păcătuiește din oficiu. Se spune că un om bătrân care s-a mărturisit că a practicat în viață vorbirea de rău, un slujitor i-a zis, urmările păcatului tău sunt de neînlăturat. Și l-a spus, frate, dar eu doar am vorbit, ce de neînlăturat? Și s-a spus, încearcă să aduni, să arunci numai într-o zi, puf, numai cât e într-o pernă. Și apoi du-te și adună la a doua zi. Nu-l mai aduni în veac.
De aceea să înțelegem că păcatul acesta apare neglijabil, practicat la ordinea zilei, acum de când cu lumea virtuală, de când cu bloguri, cu postări, fel și fel și comentarii, tot omul fără pricepere își dă cu părerea. Înțelepții nu se grăbesc să vorbească, să spună orice. Mai fac doar două precizări și trecem la exemple. În general, lumea vorbește de rău și ei nu se sfie să-i vorbească de rău și pe credincioși. Nu-i suportă. Cu atât mai mult dacă spui că sunt vinovați. Aici este altceva, este o vorbire de rău pe nedrept. Dar și cei din lume au situații, momente în care trebuie să recunoască adevărul. Pentru că cei credincioși, în anumite situații, efectiv, sunt lăudați. Adică li se recunosc meritele. În acest raport între noi și lume trebuie să fim atenți să nu ne constituim în pricini de a provoca acest păcat, iar dacă pe nedrept ne vorbesc sau pentru credința noastră, asta nu ne face vinovați. Dimpotrivă, să ne gândim la cuvintele Domnului care spunea, vă citesc Luca capitolul 6, versetul 26, vai de voi când toți oamenii vă vor grăi de bine, fiindcă tot așa făceau părinților cu prorocii mincinoși. Ahab și Izabela își lăudau prorocilor, dar pe Mica și pe Ilie nu l-au lăudat niciodată. Asta nu înseamnă că cei doi profeți ai Domnului erau vinovați. Însăși Domnul a fost situație în care a vorbit de bine, scrie în Luca 4 cu ocazia prezenței lui în sinagoga din Nazaret, și erau alte situații în care vorbeau foarte mult de rău împotriva lui, făcându-l demon și în toate felurile. Deci oamenii sunt foarte fluctuanți. Își schimbă părerea așa ca despre Pavel în insula Malta, când l-au coborât în iad, când l-au suit în cer. Și Petru, pentru o vreme de persecuție, scria pe acest subiect, citim 1 Petru capitolul 2, versetul 12, să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu, dar nu vor face oricând, ci rețineți, în ziua cercetării. Întotdeauna despre credincioși s-au spus lucruri rele. Eram copil de când se spunea că la pocăi se stinge becul. Asta n-a fost niciodată adevărat și bieții oamenii au preluat vorbe murdare și le-au purtat din gură în gură. Alții vorbesc de rău pe seama unora că se pocăie să fie ajutat sau câte și câte lucruri, legături cu America, care mai cu seamă în vremea trecută erau în vogă la comuniști. M-am dus în armată și mă cheamă ofițerul de contrainformații și din testamentul care l-aveam îmi scoate un bilețel cu o adresă de Statele Unite și spune, uite, asta am găsit-o la tine, tu ai legătură cu americanii. N-am cunoscut pe nimeni în America. Bă, era o adresă care o scris-o el. Și cu asta m-a amenințat că mă bag în batalionul disciplinar. Și astfel de practici sau altele putem să le întâlnim, dar e diferență în a fi vorbit de rău pe drept sau pentru credință. Spune același Petru, 1 Petru 3 cu 16, având un cuget curat pentru ca în cei ce vă bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine, tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Sau 4 cu 15, nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca host sau ca o făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Așadar, să ne ajute Domnul să fim atenți. Amin? Să mai fim atenți la un aspect pentru a nu fi vorbiți de rău. Citesc din Romani, capitolul 14, versetul 16. E vorba de cugetul altuia. Anumite libertăți pe care ne le-am putea permite în Hristos, în legea slobozeniei, dar pentru ca alții să nu ne suspecteze sau să nu fim pentru ei un prilej de cădere, de păcătuire, scrie aici,
Nu faceți ca binele vostru să fie grăit de rău. Legat de zile, de mâncare, de anumite practici care nu sunt păcat în sine, ci doar dacă, într-o anumită circumstanță, sunt o ispită pentru cineva. De aceea să ne ajute Bunul Dumnezeu, cum scria tot Pavel, dacă mănânc aducând mulțumiri, de ce să fiu vorbit de rău pentru un lucru pentru care mulțumesc? Deci, n-ar fi fost păcat ce mânca, dar dacă avea de-a face cu un templu idolatru, trebuia să fie atent pentru a nu fi vorbit de rău, să se spună și Pavel a fost acolo sau și cu tare credincios a intrat în templu. Dar el intrase poate doar să-și cumpere carne, că era mai ieftin. Încheiem aceste mențiuni despre vorbirea de rău sau vorbirea de bine cu două versete de care vreau să ținem cont. 1 Timotei, capitolul 6, versetul 1. Toți cei ce sunt sub jugul robiei să socotească pe stăpânilor vrednici de cu toată cinstea, ca numele lui Dumnezeu și învățătura să nu fie vorbite de rău. Deci trebuie să avem în vedere nu doar noi să nu fim vorbiți de rău, numele Domnului, calea Domnului, biserica noastră. Aceeași idee este în Tit 2 cu 10, comportamentul nostru trebuie să aibă în vedere lucrarea în care suntem angajați. Citim și nouă, sfătuiește pe rob să fie supuși, să fie pe plac stăpânilor lor în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba, să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârșită credincioșie ca să facă în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Și tot aici versetul 5, în așa fel să ne comportăm și în familii, încât să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne, amin. Să trecem la câteva exemple. Mai întâi, cele negative. Dușmanii lui David n-au fost puțini. Se evidențiază Saul și asociații săi, o ură apărută și întreținută și prin vorbiri de rău. Citim în 1 Samuel, capitolul 24, versetul 9. David a zis lui Saul, de ce asculți tu vorbele oamenilor care zic, David îți vrea răul? Observați pe aceeași pagină, 23, cu versetul 20, ce au spus zifiți. Pogoară, dar împărate, fiindcă aceasta este toată dorința sufletului tău, lasă pe noi dacă e vorba să-l dăm în mâinile împăratului. Saul a zis, Domnul să vă binecuvinteze că aveți milă de mine. Deci nu destul că Saul era un demonizat, dar și alții îi activau starea ponegrindu-l pe David. Dar n-au fost singurii dușmani. Citim în 2 Samuel 10 că el a trimis fiilor lui Amon condoleanțe după moartea regelui lor. Și când colo scrie în versetul 3 că petenii le-au zis, crezi că David îți trimite oameni să te mângâie, să cinstească pe tatăl tău, ori ca să cunoască, să cerceteze cetatea, ca să o nimicească și trimite el slujitorii la tine? Dar David n-avea niciun gând rău aici. Dar l-au vorbit de rău. Ce să mai spune de ce s-a întâmplat cu fiul lui, cu Absalom, capitolul 15? Și n-a fost tot dat, doar o zi. S-a așezat la poartă 4 ani. Versetul 3, iată pricina ta este bună și dreaptă, dar nimeni din partea împăratului nu te va asculta. Și era minciună ceea ce spunea, că scrie despre David că era corect în judecățile lui. Și avem situații când s-au dus oameni la el, de exemplu acea femeie din Tecoa, deși a fost doar un caz ipotetic, împăratul spune, voi da porunci cu privire la tine. Dar fiul lui l-a vorbit multă vreme de rău. Și mai adăugăm tot cu referire la el un citat din Psalmul 41, foarte concludent, de la versetul 5. Ca să vedeți cum am spus până aici cine e în stare să vorbească de rău. Vrăjmașii mei zic cu răutate, oamenii răi vorbesc de rău. De mine, când va muri? Când îi va pieri numele?
Dacă vine cineva să mă vadă, vorbește neadevărul, strânge temeiuri ca să mă vorbească de rău și adună dovezi. Și când pleacă, mă vorbește de rău pe afară. Am avut o experiență neplăcută. Undeva într-o adunare l-am întâlnit pe un frate pe care nu l-am întâlnit mai multă vreme și m-am grăbit să cobor de la amvon să dau mâna cu el. L-am salutat și câteva vorbe și îmi spune, ai auzit cu tare, ce a făcut? Am lăsat capul în jos, nu știam ce să zic. Măi omule, nu ne-am văzut de ani de zile, cu asta mă întâmpi, să mă întreb dacă am auzit și eu de vinovăția cuiva. Dar asta ne încălzește pe noi doi. M-a sunat nu de mult o persoană să-mi spună ceva rău de o altă persoană și zic, nu te ascult. Și am fost nevoit, mi-amintesc în situația aceea și încă într-una, tot nu de mult, să închid telefonul. Le-am zis, dacă nu încetezi, eu îți închid telefonul fără salut. Sau eu te salut, dar tu rămâi să vorbești în vânt. Că dacă nu te pot lămuri să nu vorbești, cel puțin măcar să n-ascult. De ce să-mi umplu eu mintea cu lucrurile acestea? Am spus unea dintre ei, după cât te văd de pornit, tu ești plin de ură. Și citesc mai departe aici, toți vrăjmașii mei șoptesc între ei împotriva mea și cred că nenorocirea mea îmi va duce pieirea. Este atins rău de tot, zic ei, iată-l culcat, n-are să se mai scoale. Ar s-a sculat. Și au fost așezați ei la locul ce li se cuvenea. Trecem la un alt exemplu. Vă citesc din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 24. Tertul, un avocat bun pentru cauze nedrepte. Scrie aici de la versetul 2, cum l-a măgulit pe Felix, apoi trece la descrierea plină de vorbire de rău, de versetul 5 al lui Pavel, am găsit pe omul acesta care este o ciumă, pune la cale răzvrătiri, a încercat să spurce templu. Și versetul 8, dacă îl vei cerceta tu însuți, vei putea afla de el toate lucrurile de care îl părâm noi. Iudeii s-au unit la învinirea aceasta și au spus că așa stau lucrurile. Numai că spune Pavel în versetul 13, așa că n-ar putea dovedi lucrurile de care mă părăsc acum. Cel mai mult a avut Pavel de-a face în privința vorbirii de rău cu iudeii. Pentru că unii au fost adevărați credincioși și alții adevărați demoni. Întoarcem pagina în urmă până la capitolul 19, lucrarea din Efes. El s-a dus la sinagogă să înceapă mântuirea cu ei, că asta era procedura. Dar, versetul 9, fiindcă unii rămâneau împietriși necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului. Pentru că adesea cei ce vorbesc de rău nu se mulțumesc să spună numai la unul, ci așa că rabșache, să strige, să audă toți. Atunci probabil sunt mai împliniți în răutatea lor. Pavel era obișnuit cu așa ceva și din nefericire cam toți slujitorii au parte, așa cum am spus de Domnul Iisus, și de vorbire de bine și de vorbire de rău, numai să nu fie pe drept și să avem grijă să nu fie pătat numele Domnului, să ținem nu doar la numele nostru, ci la lucrarea sfântă. Și un al treilea exemplu, Diotref 2, a treia Ioan, aici sunt prezentați doi oameni, pe lângă cel căruia se adresează epistola, unul este un exemplu foarte pozitiv, pe când Diotref este exemplu negativ. Versetul 1, am scris ceva biserici, dar Diotref, care îi place să aibă întâietatea între ei, nu vrea să știe de noi. De aceea, când voi veni, voi aduce aminte de faptele pe care le face, că își neclevetește cu vorbe rele. Nu era drept ce spunea el despre Ioan. Nu se mulțumește cu atât, dar nici el nu primește pe frași și împiedică pe cei ce voie să-i primească și îi dă afară din biserică, pentru că vorbirea de rău se asociază cu multe alte rele. Să trecem la exemplele bune. Ionatan. La el observăm puterea de a vorbi de bine între oameni răi. Nu i-a fost ușor. Citim în 1 Samuel, capitolul 19,
Versetul 1. Saul a vorbit fiul său Ionatan și tuturor slujitorilor lui să omoare pe David. Ionatan ia apărarea și îl prezintă într-un mod favorabil pe David. Pe moment îl lămurește pe tată său și zice aici în versetul 6, Saul a ascultat glasul lui Ionatan și a jurat zicând, viu este Domnul că David nu va muri. Da? Ce jurăminte sfinte la un om demonizat. Pentru că Ionatan m-a avut de luptat, scrie în capitolul 20, de la versetul 27, că David a lipsit, se temea și din nou Ionatan începe vrea să ia apărarea. Scrie în versetul 32, pentru ce să fie omorât? Ce a făcut? Dar de data asta tatăl său nu s-a mai lăsat convins, a luat arma să-l omoare și a plecat Ionatan foarte trist. Știți, spunea David despre el, dragostea ta pentru mine era minunată. Pentru că numai iubirea te poate face să nu accepți, nici dacă ai în casa ta, pe unul care vorbește de rău pe altul. Ionatan n-avea numai pe Saul așa. Erau și alții ca Doeg Edomitul. Între toți a făcut față să nu fie corupt în a vorbi de rău pe David, dar ce-mi pare interesant că nici pe Saul, pe tată să nu-l vorbea de rău. Și a fost gata să lupte alături de el pentru că rămăsese în exercițiu ca și comandant al țării și al armatei. Sunt situații în care trebuie să faci față în familie unor oameni necredincioși sau unor vorbitori de rău. Tot din vremea aceea să luăm ca exemplu pe Ahimaț. Vă citesc din 2 Samuel, capitolul 18. Știți că ei au fost poștașii lui David pe perioada răscoalei lui Absalom și când acesta din urmă a fost ucis, Ahimaț a dorit neapărat să ducă el informațiile. Citim aici de la versetul 22, Ahimaț, fiul lui Țadoc, a zis iarăși lui Ioab, orice s-ar întâmpla, lasă-mă să alerg. Pentru ce vrei să alergi, fiule? Nu este o solie care îți va fi de folos. Adică trebuia să ducă vestea morții. Dar pentru că tot a vrut, Ioab l-a lăsat. Ajunge și strigă versetul 28, este bine de tot. Acum vă las pe dumneavoastră să analizați dacă Ahimaț chiar nu știa că Absalom a murit sau el a vrut să ducă numai vestea victoriei. Nu a vrut să spună și nenorocirea care a avut loc. Dar ce este important despre el, scrie aici, în versetul 27, este un om de bine și aduce vești bune. Deci oamenii de bine nu se pot angaja să fie purtători de vești rele. Este ceva fundamental în gândirea unui credincios. Și al treilea exemplu, Matei capitolul 1, Iosif, bărbatul Mariei, a aflat despre fata o care era în discuție în vederea căsătoriei, ba chiar logodit, că n-ar fi fecioară. Problema era destul de gravă dacă se aplica legea, dar scrie aici în versetul 19, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de când să o lase pe ascuns. M-a sunat odată un bărbat și a spus, frate, soția mea a păcătuit. Vreau să o spun la rudenii. Abia l-am oprit. Nu-i voie să spui la nimeni. Vreau să o fac de rușine. Nu-i bine, omule. Ce câștigi din asta? Dar uneori, în ispitirea noastră, parcă s-ar ușura omul vorbind de rău. Alunecă acestea. Și de pe limba celui ce le spune și pe gâtul celui ce le aude, ca prăjiturile, cum am citit, numai că asta e rău. Să încheiem afirmând că trebuie să fim oameni de bine și în vorbire, nu cum spun unii, eu sunt bun la inimă, dar rău de gură. Asta e o poveste ireală. Din prisosul inimii vorbește gura, nu se poate. Și dulce și amar din același izvor. Spune Scriptura în Cartea Proverbe, capitolul 2, versetul 20, despre oamenii de bine. Tu să umbli
pe calea oamenilor de bine și să ții cărările celor neprihăniți. Tot Proverbe 12:2. Omul de bine capătă bunăvoința Domnului. Dar ascultați și partea cealaltă, Domnul osândește pe cel plin de răutate, care de plin ce este îi vorbește limba din prisos. Dar, așa cum spuneam, există vorbire de rău și pe nedrept, trebuie să putem suporta atât vorbirea de bine și să nu ne umflăm în pene, dimpotrivă să temperăm pe cei ce vor să ne laude, dar să suportăm dacă se cere și vorbirea de rău. Asta spune Pavel în 2 Corinteni 6:8, cum vă spuneam, el a avut parte din plin de așa ceva, în slavă și în ocar, cum aminteam exemplul lui din insula Malta, în vorbire de rău și în vorbire de bine. Suntem priviți ca niște înșelători, măcar că spunem adevărul. Iată extremele în care ajung slujitorii și trebuie să accepte, cum spunea tot Pavel în Filipeni, și sătul și flământ. Și să înțelegem că trebuie evitată în viața de credință orice alipire de rău, orice. Altfel ne facem vinovați înaintea Domnului, este hulit numele Domnului. Să ne rugăm ca Solomon, care se ruga, Doamne, dă-mi pricepere să deosebesc binele de rău, să știu ce-i vorbire de bine și ce-i vorbire de rău, ca să nu fim vinovați, așa cum scrie în cartea Amos, la capitolul 5, recomandând binele și condamnând răul, 5:14-15. Căutați binele și nu răul. Spun unii, n-am ce vorbi de bine, caută-l. Am ce să vorbesc de rău, nu-ți placă. Ca să trăiți, urâți răul și iubiți binele. Doamne, ajută-ne! Cum zice și Pavel, fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Cum era un afiș la o vulcanizare, când oamenii ieșeau pe poartă, vedeau inscripția: dacă ceva nu v-a plăcut, întoarceți-vă și ne spuneți. Dacă ceva v-a plăcut, spuneți și la alții. Cam așa ar fi corect. Dacă trebuie să mustrăm pe cineva, Biblia ne dă drept să o facem, în mod particular, pentru cei ce îi privește, evident cu dragoste, cu dorința de a ridica, dar vorbirea de rău este o lucrare demonică și afectează lucrarea sfântă și viața noastră. Dumnezeu să ne ajute să fim vorbitori de bine și niciodată de rău. Amin.